frate Gligor. Dacă îți mai amintești așa, vremurile din trecut, cum a fost? Cum s-a întâmplat pe aceea? Cum a luat ființa? Adică lucrarea era. Da. Dar cum a propășit? Cum a trecut în vremurile alea grele de mai înainte? Că acum avem timp să ne povestești câte ceva despre asta. Că aici a fost lucru interesant. Că acum să văd roadele, că acum sunt tineri mulți, popor mulți, așa. Dacă ai putea să ne povestești câte ceva. Păi, la început a fost de când știu eu, de când din 47, din 1 ianuarie, atunci era un pic de libertate, a fost... Câți ani aveți atunci? 71. Nu, nu, nu. Ce atunci, vârstă aveți? Atunci, 19 ani. 19 ani, deci la 19 ani ați început pe calea asta. Asta am vrut. Și fratele Opriș era motorul, era organizatorul oaste, domnule, aici, în sectorul ăsta. Fratele Opriș de la Batist. Da. Așa. De la Batist, născut aici, aici a trăit fratele Opriș, de aici. Știu că era de aici undeva. Da, de aici, Jelighel, chiar de aici. Da. De și? El organiza adunări, așa, pe sate și așa m-am întors eu la domnul. Pentru o adunare organizată mai amplă, așa, la cămin, la școală. Și apoi au început adunările, mergeam peste dealuri, mergeam pe jos. Nu era duminică în care să nu mergem undeva aici în jur, în tot jurul ăsta. Am mers cu el împreună peste deal până la Balș, aici, pe la Zlana, acolo, pe jos. Pe jos am venit înapoi, am plecat sâmbătă, seara și ne-am întors. Duminică noaptea la 11 am ajuns din nou înapoi, pe drum, pe jos. Dar erau mulți ascenighii la atunci, nu erau mulți? Nu erau mulți. Totuși erau, că atunci când m-am întors eu la Domnul, într-o singură adunare, în noaptea de anul nou la Revelion, s-au întors 29 de suflete. Odată. Aole. Atunci s-au aprins, s-au explodat. Și-au rămas aia, nu numai... Puțini au rămas. Puțini au rămas. Puțini au rămas. De exemplu, astăzi, nu știu dacă mai iese vreunul de atunci care am tot atunci. O parte din ei au trecut la pentecostali. Când au venit prigoana, când au început prigoanele, o parte din ei au trecut la pentecostali. Cei mai buni frați lucrători din oasea Domnului au trecut toți la pentecostali. Și aceea a rămas eu, dintre frații vorbitori, am rămas. Și eu eram tânăr doar, că atunci eram în armată când au trecut de ei. Și propășeam așa, toate satele astea din jur erau organizate adunări. Mergeam la adunări. S-a prindea focul, dar în multe sate nu mai este astăzi. Nu, ori murit cei ce s-au întors atunci. Cine mai vine în locurile astea? Numai fratele Opriș, alții mai vine? Boina, fratele Boina, Boina de la Sebeș. Boina de la Sebeș, fratele Nisu de la Hricău. Îl știu. Nu. Ei erau... Andrei. Fratele Andrei de la Hăpria, care acum e la Sibiu. Aha. Fratele Andrei, care e acum la Sibiu. Da. Mai erau fratele Ion de la Hăpria, care venea, care susținea adunarea, focul acelea. Da, era un frate în Alba, adică nu în Alba, eu l-am văzut în Alba, era așa unul solid, zicea că e de la, de unde era, Șerdeanu. Șerdeanu de la Limba. De la Limba, exact. La El Limba. Era pe vremea aia. Da, era. Era o cătană sau ofițer sau jandar. A fost polițar. Polițar. El cu fratele Voina, amândoi erau polițari. Asta a fost înainte, pe timpul lui Antonescu. Și atunci a fost prigoane. Și atunci, pe timpul Antonescu era prigoane, fratele Marini atunci a fost închis. Și deci, spuneau frații, eu nu eram pe vremea aia, că mereau la adunare frații și ei mereau ca polițari, unul merea înaintea fraților și unul în dreptul lor, ca să nu dea de bănuit. Ei erau și ei frați. Și îi duceau pe frați așa cumva între ei. De-a-i scurt.
până mergeau la adunare toți acolo. Fratele Șerdeanu cu fratele Voinea. Extraordinar. Și amândoi erau aceeași statură, aveau o autoritate. Îi cunoșteam, vreau ceva. Probabil că nu ar mai fost, că când știu eu, nu mai erau în poliție. Și fratele Nisu de la Cricău era chestor de poliție la Teiuș. Da? Da. Pe vremea aia. Eu cunosc, mai târziu l-am cunoscut când era la colectiv acolo, la Cramă sau ce era. Când era cu fratele Sabine, am fost la Calda. Și pe urmă, cum o mai mers? Când a venit regimul comunist, când ce s-a întâmplat? De exemplu, acum să spun și de când am fost. Da, sigur că da. Până nu a venit încă, deja regele a fost alungat din țară în 48. În 1948 a fost alungat și apoi au pus mâna comuniștii pe conducere și de atunci, din 49, au început să fie prigoanele așa mai puținel. Ușurel, așa. Ușurel. Chiar atunci când am mers la Iezăr, fratele Opriș a organizat o ieșire, adică un studiu biblic. Iezăr, despre ce Iezăr e vorba? Este un lac acolo sus în munte, în hotarul nostru, așezat pe o calcar, un lac cam de vreo 100 de metri lungime și de vreo 50 lățime. Probabil o fi fost ceva vulcan, ceva cumva. Probabil, și... între munți. Așa. E o groapă și acolo e un lac frumos, albastru, când... și acolo organizat, nu era nimeni, munții aia, nu erau nici păstori, nici drum de mașini, nici de... Așa. Și fratele Opriș a organizat acolo un studiu biblic de două zile. Două zile s-a stat acolo. Și cum au decurs? Duminică dimineața, înainte de a se scula oameni din sat, noi ne-am strecurat. Noaptea, deci? De dimineață. Până în zori. În zori zilei. Ca să nu fim urmărit. Așa. Și mergând pe drum, mergeam pe jos, nu era cu ce să mergi. Fratele Opriș, pe un fac, după ce am ieșit din sat, am intrat în pădure de senat un pește. Zic, ce faci, frate, ce faci peștele ăsta? Ca cei ce vor veni după noi, să știe că noi am trecut pe aici. Extraordinar. Ăsta e semnul creștinilor, și așa am parcurs drumul ăsta acolo, am făcut studiu duminica. Unii din frați care au fost mai ocupați au plecat, sara au plecat în jos. Iar noi, ceilalți care au fost hotărâți să rămânem mai mulți, ne-am retras într-o peșteră acolo, în pădure, în mijlocul pădurii, pentru că a început să ploaie. Și ne-am intrat acolo în peșteră și acolo am rămas peste noapte, am discutat împreună acolo aproape toată noaptea, unii s-au culcat, care au fost obus acum pe pietre acolo. Cam câți ați fost? Vreo 30, 50? Nu a fost 50. Nu. A, în jur de 25 și ea a fost, până a fost ziua. Da? Da, a fost har, așa, se vedea că e putere, era căldură, și apoi acolo. Frață din zona aia de aici, nu ori mai vin pe aici prin sat. Coborau prin păduri, de acolo, coborau. Era ceva frumos ca să fie filmat acolo și hunșile alea cu păduri. O să merem odată așa acolo. Coborau frață, cum au fost anunțați, pe locul ăla unde trebuia să vină să facem studiu. Și acolo am spus noapte până lunea ne-am întors înapoi acasă. N-ați avut probleme, n-o știu nimeni. Nu, vezi, acolo nu... Nu intra nimeni, numai pasăre avea. Dar aici ați avut de cazuri pe aici, așa? Aici, păi aici, pe urmă a început, fratele, așa, am uitat să spun că un frate de la Sălna, fratele Grigorus, care era frate de bază, în adunare ne povestea că numai atunci s-a întors de la siguranță, atunci nu era securitatea încă instalată, era siguranța. Siguranță. S-a tot bătut canapul de la siguranță. Deci de-aia vreau să spun că atunci începea calvarul. Oase Domnului. Și apoi, după 10 ani, când au început arestările în masă, în 59, atunci au început greutățile cele mai mari. Pe unii frați i-au luat, i-au dus, iar cei care au rămas frați mai de bază au început să ne strângă, să ne țină sub supraveghere securitatea. Ne chema aproape în fiecare săptămână, fiecare lună eram chemați la securitate, amenințați să stârpească cu totul, interogați unde ai fost, în ce sat ai fost, unde te-ai dus, unde ai umblat,
Și eu, ca unul care știam că ei știu despre asta, că noi eram urmăriți, am început să le șir satele pe rând, peste mură și pe trece satele. Am fost un gutare, gutare, gutare sat. Bă, a fost, ăsta sunt, nu mă ascund. Eu, ăsta a fost, ăsta sunt. Dar nu te mai duci, să nu umei. Sau umei și vii și ne spui. Aha. Mei adunări, dar să nu faci mare, îl va acolo, fii atent. Și vii și ne spui. Eu nu pot să fac lucrul ăsta. Eu nu-mi vând frață. Nu pot să mă duc să... Asta nu fac, nu pot să fac. Dar în Sebeș pe cine cunosc? Păi cunosc pe unul, păi n-am vrut să divulg pe fratele Voina, că știam că el e vizat. Pe unul Picu, ar zice Picu, nici nu știu cum, Picu știu că e. Trebuie și acum. Da, știu, știu. Dar erau doi ofițeri. Au întrebat unul pe el, dar cine e ăla Picu? Și știa, domnule, păi zice unul cam așa, că ea l-am spus pe el. Da. Păi unul cam așa, zice, nu luat în seama. Așa, păi, pe urmă au început mai gros cu amenzele, cu cercetările, au venit chiar și la noi, șeful de post ne-a luat Biblia, ne-a luat carte, cărțile, cântări, ne-au găsit în adunarea aceea. Atunci nu ne-au amendat. Numai ne-au luat cărțile și ne-au amenizat. Pe urmă au trecut altă dată, nu știu ce schimbări s-au mai făcut, că au trecut altă dată șeful pe și pe de post. Ce faci, braicule, mai să-i slujbe pe aici? Păi zic, mai sunt ea, domnul șef, facem ce putem. Ai, mă, zice că dacă, știi tu, dacă era ca o dată hura și la gară, da, mai s-a mai muiat treaba. Pe urmă vin și ne-au prins din nou în plină adunare, la un fina nostru acolo, la Tasul Nemuraia. Vin colonelul de la Alba, Buda, și ne-au amendat atunci. Și eu nu eram încă dus la adunare, dar un frate m-a întâmpinat înainte ca să intru, am mers amândoi, mai înăpoțile. Și nu m-a lăsat să intru. Nu te duce, frate, că uite-s aici. Nu e nimic, Andrei, dacă ce trebuie să aici. Nu m-a lăsat, fratele Mihai. M-a băgat la ei, pe virea vis-a-vit. Nu te duce, că uite-s aici și faci cercetări. Și... Ei, dar m-a chemat, dar pe urmă m-a chemat, dar asta la altă zi m-a chemat și pe mine la post. Că doar eu eram vizat. Pe mine mă căutau. Și chiar ne-a zis șeful de post. Nu, zice, ce zici? Tu, ca inițiatorul lor, cu cât să te amendezi? Păi, lor le-au dat câte 1500 a cei ce au prins acolo. Pe mine n-avea dreptul să mă amendeze, că nu m-au prins, de fapt, la fața locului. Și? Cât vrea să-mi zici? Cât? Nu, zice, spune tu așa, cât după tine. Dacă lor le-ați dat atâta, mi-e dat în dublu. Hai. Dublu pe asta, că dacă au zis că eu sunt inițiator, ce vrea să zic? Le-a fi plăcut asta. Da. Da, zice, fiindcă recunoști, nu-ți dau mai mult, îți dau și ție ca și la urmă. Chiar au zis? Da? E. Yeah. Fiindcă recunoști, nu-ți dau mai mult, îți dau și ție ca și la urmă. No, păi mai, eu m-am chemat altă dată când am fost sus la Muntele Găina, am făcut o ieșire cu autobuzul. Când trebuia să vie și de la Brat? Da, și de la Hunedoara. Da. Și întors din Brat înapoi. Știu, erau acolo la autogara, în Brat. Yeah. Eu întorc din Brad înapoi pe cei din Hunedoara. Iar pe noi ne-au urmărit. Și eu să vă fost. Ne-am dat jos, ne-am dus la fratele Nicodim și adunarea era acolo sus pe un vâr de deal. La frate, acolo sus. M-am urcat, la frate Ior. Da. Noi am plecat, cu fratele Nicodim au rămas săgate jos, să fie și ea. Așa. După ce am plecat noi, au nimerit securitatea. Și l-au strigat. Frate Nicodine! Dar el, când a ieșit întârnat, i-a văzut că și-o stă în țigară. La poartă. El imediat a știut că răgă de... Frate Nicodine, slăvit să fie Domnul, că s-a băgat în curte. N-ai văzut, nu știu unii fratele Voina. Nu știu nimic, adică eu nu... Interesant? Nu știu nimic. Cum nu? Eu vin de aici, trebuie să-și aici, fratele Voina. După ce-o văzut că... Ăsta nu-l spune, l-au luat pe urmări soldate, că cine sunt. Ei s-au solestimat, că cine sunt. Și apoi l-au luat cu ei să-mi vie să ne caute. O frate care era cu alea lângă gară, când a venit, s-a făcut că eu vin rău și s-a luat jos, o tica jos. Și după ce s-au băgat ei în casă, au venit sus la noi acolo și mi-a spus, fraților, frate voi, ne-au strigat în plină adunare, două căs pline.
Frate Boina, suntem urmăriți. Tot adunarea s-o... Stai liniștit, dacă vine pe mine mă duce. Eu am zis către fratele care au venit, zic, acum depinde de fratele Nicodim. Dacă el ne divulgă sau nu. Dar fratele, fratele Ionul la care a fost, fratele Nicodim, adică ăsta nu se divulgă. Și așa a fost. Toată noaptea l-a purtat prin sat, unde vedea o lumină aprinsă la căscă, dar era târziu. Hai să vedem, nu s-a aici, nu s-a aici. S-a făcut că nu știe că unde sunt. Bine știa că unde sunt. Nu ne-au găsit, dar ne-au chemat pe urmă la ei. După ce ați ajuns acasă. Sigur, ei nu aveam tabelul. Avea tabelul. Avea tabelul de la ONT, de la autobuze. Păi zice, bă, m-ați lăsat dus, mă, de... Pe mine m-a chemat securitatea acolo, la fabrică. Zicea că de ăla la altă, iar doi erau. Tot doi se vede că erau. Da. S-a și văzut la ei ce cum s-au ascuns prin pădure. Zicea că de la... Nu ne-am ascuns nimic, că eram zis. Da, unde a stat? Zic că acolo, frate. Tătă noapte a stat acolo, frate. V-a lăsat duși, mă, de o femeie, sora Torică, ea organizată, v-a lăsat duși de o femeie, no, asta cu atâta s-a terminat asta, nu ne-am mai dat asta. Da, atunci, mai pe urmă, după aia, la Alba, da. Cum a fost? Păi, a fost organizată adunare la sora Torică. De noi. Unde ar fi știut, doare? Nu pot să-ți dai seama. De asta nu pot să aflu. Ei ne-au urmărit. O zis sora Torică, vin și mi-a spus în casă că o văzut pe cineva stând pe după... La vecini. La vecini, vis-a-vis. Pe după... Ăia era o moschee aia și nu știu ce s-a acolo pe marginea drumului. Da, 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 tu și și o văzut acolo și o vin și mi-a spus. Și știi că s-a spus, frății tale. Da. Când și mi-a spus, s-a zis, frate, eu nu suntem urmăriți. Ce facem? Atunci am hotărât să... Era târziu. Dar Dumnezeu a lucrat în așa fel. Ei s-au dus, au urmărit, au văzut că am intrat și s-au dus să vie cu grămada, să ne iei cu asa. Da. Și în timpul ăsta noi am aflat și noi ne-am dus de la el, am fost mulți. Le-am spus la frații de la el, tineri mai mulți. Imediat la autobuz. Cum? Dar ce merg acum? Nu s-o tine? La autobuz. Mai era un autobuz de 7:30 sau de 9 cu care puteam veni sus. La autobuz și acasă. Nu mai stau nimic. Nu le-am spus că ce e. Ba, adunarea se împrăște. Nu mai se chema adunarea. Ei, pe urmă și de acolo m-au chemat. M-au chemat securitatea. Păi noi ne-au prins pe toți. Da, v-au prins? Pă, da. Ați luat-o pe tăgară. La ieșirea din curte ne-au luat. În stradă. Ați ieșit în urma noastră. Da. Aia a fost baia. Noi am apucat încolo. Am ieșit și am apucat încolo. Să vine la autogară. Și care s-a apucat-o spre gară... Gata, m-am întâlnit cu fratele Picu ăsta de care am spus că... Da. Vinea pe moțelor în sus să vină adunare. Măi, fraților, nu vă mai duceți. Cum zic? Nu, no, ce să nu merg, cum să nu merg? Ori și ce bine eu prins. Dar ne-a zis securistul, și tu trebuia să și acolo. Păi dacă eram acolo, mă prindea, am zis. Fii atent că pe tine prindem, nu-ți dăm... Nu mă mie două amende. Te amendăm cu 5.000 de lei. Am mult 5.000 atunci. Cu 5.000 te amendăm. Păi zic, dacă mă prinde, mă rog, când mi-s prinde, mă amendați. Ce să zic așa? Să nu te mai prind, să nu te mai duc o dată, să nu mă duc, că nu mă am unde mă duc. După veni să mă încoas strângerea mai puternică. Dacă nu o fi liber, iar mă duc. Asta niciodată. Când o fi liber, am zis. A repetat din nou. Când o fi liber, mă duc din nou la adunare. Noi vrem să nimicim oastea Domnului. Oastea Domnului să va nimici. Dacă va fi, am zis. Și uite că Dumnezeu a dus vremurile așa, că s-a desfințat instituția lor de securitate și oastea Domnului a rămas în picioare. Da, dar vezi că tot e ceva care nu merge bine. În loc să meargă bine, avem alte necazuri acum. Categoric, întotdeauna. Mai grele decât oricum. Atunci, la strâmtorare, n-aveam timp să ne certăm, n-aveam timp să ne judecăm unii pe alții, să facem deosebiri. Atunci aveam un singur țărm.
să ne rugăm, să strângem rândurile că aveam dușmani. Acum dușmanii au dispărut. Dovim vrăjmașul cu alte, alte șiretenii, și mai mari, și mai grele. Au băgat zâzania și ura între frați, ca să nu se învească. Și asta e dezastru care se lege astăzi. Foarte grav. Între frați. Ce crezi, s-ar putea cumva să, să scăpăm și de asta, să, totuși să, să treacă și pe asta? Eu sper, am spus-o de mult, nu acum, la frați, la frați de Nelu și la astea. Eu sper că, așa după cum atunci, pe vremea părintele Iosif și după el, și atunci au fost oastea împărțită în două. Da. Erau oastea mitropoliei sau oastea de sus și oastea lui Trifa, îi ziceau ei. Și oastea mitropoliei s-au nimicit. S-au îmbrășteat, așa cum a zis Gamalia. Nu vă mai faceți de caz oamenilor acestor, că dacă nu-i de la Dumnezeu, să mă nimici. Și oastea s-au nimicit, care a fost o părțărut de mitropolie, de balan, de așa, s-au pierdut. Dar ăștia la s-au rămas și sper, eu cred, că dacă depinde acum de, de frați, depinde de noi. Dacă noi vom stărui lângă Dumnezeu și avem, suntem sinceri, va rămâne. Și cei care nu sunt sinceri și umblă cu alte lucruri, ăștia se vor nimici. Mai curând sau mai târziu se vor pierde, se vor risipi, se vor împrăștia. Așa cred eu. Dar deocamdată nu văd o altă, o altă ieșire și o altă, pentru că nici unii nu slăbesc. De exemplu, noi, noi suntem așa cum se zice, adunarea noastră de aici, din el, nu avem nimic cu ei, suntem universali. Oricine poate să vie la noi, în adunare, da, să vorbească, dar la urmă, dacă nu vorbește, trebuie tras la răspundere. Dacă se leagă de lucruri care nu aparțin în Evanghelie și trage la răspundere. Deci nu are voie să vorbească orice. Orice, cum să vorbească orice? Evanghelia. N-ați văzut că noi avem scris care vine cu alte idei, cu alte bazaconii, cu alte să merge și grâu cu pleavă. Asta am pus întrebare. Nu, sau să arate partide și deosebit. Da, da. Care fac așa, eu prin pe loc atunci, îi spune să stai jos. Ai văzut că noi avem scris pe avon, noi propovăduim pe Iisus cel răstignit. Da. Deci ăsta e țărul și ținta noastră, a adunării noastre deci. Nu m-am scris numai deajaba acolo. Ce am scris, am scris, cum o zis Pilat. Așa, asta e singura noastră țintă, să-L propovăduim pe Iisus cel răstignit. Pentru că, de fapt, asta e Evanghelia. E, interesant. Am vorbit cam mult. Nu. Eu am părerea asta. Frații care, care sunt la Sibiu și frații care sunt la Simeria, sunt două formații, așa. Ar fi bine ca să nu se urască, dar e foarte interesant că nu pot să nu se urască unii pe alții. Și foarte periculos. Doar sunt frații noștri, suntem frați toți. E imposibil. Cum să ne putem noi urâi unii pe alții? Deci asta e un duh care există. Păi, nu e ca persoană vinovată. Domnul Iisus a spus curat. Când a zis, o vint un cenit și a zis, Doamne, adică o da pildă cu sămânța. Da. Nu e sămâna greu curat. Da. Cum e neghine acum holdă? Și Domnul Iisus a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Un vrăjmaș, adică vrăjmașul face, înainte vrăjmașul a căutat să nimicească oastea Domnului prin prigoane, prin persecuție, prin amăjiri. Am uitat să vă spui că ne-au promis și servicii, ne-au promis și bani. Securitatea. Atunci, pe vremea. Atunci ne-au promis și bani să-i scălesc. Hai scălește. Nu, eu de bani de muncit nu iau. Eu nu iau bani. Hai și-i scălește și vin și ne informez. Eu nu iau bani de muncit. Și eu nu-mi vând frații ca Iuda. Deci o vin cu fel și fel de amăjiri. Și cu amenințări. Și o vin și cu promisiuni. Ca să mă ademenească, să, să mă dau de partea lor. Și nu a reușit. Nu a reușit. Și acum aproape că are câștig. Are câștig. Astăzi. Acum vine, vine cu alte lucruri, vezi? Vrăjmașul. Da. Și cu ăștia câștigă mai mult ca cu alea. Amenințările pe frați nu i-au împrăștiat, i-au rănit.
Iar acum libertatea o venit și o împrăștea pe frate. Fiecare s-a postat în așa cum zicea un frate acum vreo 2 ani, măi frate, zice, noi care am umblat pe sugarduri, tiptil și cum se șuile ei, zice, vin și s-a pus în frunte adunare. Care atunci nici nu știam că unde este. Și nu i-am cunoscut și nu i-am văzut nicăieri. Și acum s-au postat în fruntea adunării, că ei sunt mari și tari și... Uite, asta e pericolul. Ei, de exemplu, ca un... Deci, este o vorbă așa că strică omul dacă nu a făcut el, că nu știe cum să face. Apoi așa și este așa. N-or suferit, n-or muncit la lucrarea noastră, Domnului, și nu le pasă, chiar dacă se ruinează. Lor nu le pasă de adunare că se ruinează, pentru că, cum zice Domnul Iisus de păstor și în altul cu noi zboile, lasă-l, oare și fuge când merge lupul, că nu s-a lui. Exact așa e și cu asta. Lor nu le pasă de adunare, le pasă să și ei sus puși undeva la fronte. Așa văd eu. Și unitatea nu știu cum s-ar face, că oamenii nu cedau, Domnule, nu cedau. Nu cedau. Chiar și cu Clujul, eu nu sunt de acord cu asta. Cu diferențe și cu divergențe. Apostolul Pavel zice că în lucrurile care s-a ajuns de aceeași părere se umblați la fel. Iar dacă în altele sunteți de vreo altă părere, Dumnezeu va lumina. Și asta dacă ar fi între frați, măi fraților, în ce să-i din iubări, mere la fel. Ăștia în altele sunt la o parte. S-ar putea unii, dar unde să ia ca să zic așa? Am spus-o și la Simeria, când am fost la sfatul frățesc, la ăsta pe țară, nu am spus, dacă ne căutăm un cap, nu știu care avem mai multe bube. Dar numai iertându-ne, putem absolut să mergem împreună. Numai iertându-ne, altfel nu putem merge împreună, că eu îl caut la ăla, la ăla, căutăm nie, și vinovați toți suntem vinovați. Dar dacă ne iertăm, putem să mergem împreună și să reușim să răzbim prin viacul ăsta atâta de vrăjmaș Evangheliei. Eu, acum vreo 2 ani, am ceea ce facem acum, ce am făcut la Suceava. Am luat așa, am stat de vorbă, așa, cu fratele Arcadie, un fel de interviu, așa, părerea lui am cerut-o despre ce se întâmplă. Nu știu dacă l-ați ascultat pe bandă video ce spune el. Așa. Lucruri foarte interesante. Și fratele Precupescu s-a supărat foc. Deci a spus el. Deci a spus el acolo. Da. Dacă aș avea timp, eu am timp, să asculți ce spune fratele pe bandă video. Și m-am dus, cum mă duc mâine la Sibiu, m-am dus la Sibiu de Rusali și am intrat în curte. Eu nu știam că el o auzit de casetă. Sau am văzut-o, nu știu. Ai mers în curte la redacție acolo? Da. Și vine fratele Precupescu, dar era foarte amărât, supărat și nervos. Că acolo, în birourile alea, era fratele Nicu Pavel și-a vrut să meargă și el acolo să... Avea un sfat ei și-a vrut și Nicu să intre acolo și nu l-au lăsat. Felicu. Nu, i-a interzis să intre acolo. Asta îmi spunea fratele meu Pavel, că l-am întrebat, de ce e așa nervos, ce are să ceartă cu Nicu Pavel? Și când mă vede pe mine, s-a nervat mai rău. Și ce mi-ai făcut? Ce să-ți fac? Ai înregistrat. Ce am înregistrat? Ai înregistrat pe fratele Arcadie și nu știu mai de cine. Și ce a spus el acolo, ai făcut, zice, cum era vorba într-o istorioară, că cineva s-a rugat în vârful bisericii și a aruncat o dună, o
perna cu pene și forma nu, dacă l-au pus la mai strângă, nu le-au putut. Nu le-au mai putut strânge. Asta ai făcut. Colportez minciune, a dus. Eu, frate, precupesc. Eu l-am întrebat și el a spus. Ce-o știu de el? Aia a spus. Eu nu sunt vinovat cu asta. Ce că, nu știu cum. Tare era supărat. Și eu n-am zis nimic, era roșu ca un curcan.